Aleg niște orez și-mi fac o cașă, că-i pot și nu mâncăm de fruct. La o viață din pensie, îl veți cunoaște pe Pavel Stăvilă din raionul Orhei, în vârstă de 80 de ani. O bună parte din viață a muncit șofer, este tata a 5 băieți, a avut o familie frumoasă, iar de 8 ani locuiește singur după ce soția i-a murit. Vă 4500 după comunări, lunina, telefonul și tot se grămădesc. Și până în casă, la lună, sunt scoară sub buzunare. Cum se descurcă cu aproximativ 2300 de lei lunar, aflați doar la O viață din pensie. Bine v-am găsit la O viață din pensie, un proiect în care vă arătăm adevărata viața pensionarilor din Republica Moldova. Astăzi am ajuns la Pavel Stăvilă din raionul Orhei, care ne va povesti cum e să trăiești doar din pensie. Domnul Pavel, bine v-am găsit! Bine ați venit la noi în casă! Ce vârstă aveți dumneavoastră? 81 la vară împlinesc. Mulți înainte! Mulțumim! Unde v-ați născut dumneavoastră? Jora de jos. Și? De alături, dar să nu mărăce Jora de mijloc de amă. Câți copii ați fost în familie? 7. Și la soții tot 7. Numeroasă familie? Da, și la soții și la mine. Ce copilărie ați avut dumneavoastră? Copilăria mea a fost delicată, tare. N-am mai știut de copilărie. Disculță am luat prima dată la școală, disculță, și o cocomieșă lungă, nici de pantalon n-am știut. Așa era. De foame am durat, am păscut colășel, deci era dacă ați ce-am la niestul cu volocul, am surorile mai mari, scoi și cătam raș, câte un peșor cu unița. Dar foame și gretare a fost, gretare. Dar și vă pune mama pe masă? Niște turte făși, nu știu și mai făși, cu buruiene, cu dat și... M-a avut o soră și un frate și a murit. În timp foame? Bunelul și mâca au murit de foame. 11 copii la bunelul la mâca au fost. Și de foame au murit. Toți au avut copchilul, toți aveau copchii mulți, nu știu, n-aveau și crei copchilul. Nu știu, n-aveau pe bunelul și mâca, tata și baba. Așa a fost vreme. Da, ma ta, la școală ai fost? Ai făcut? Școala am tăit 11 clasă, da. Deodată am întâlnit 8, după ce am de armată am întâlnit 3 clase sara. Serale. Să mă întâlnit, știu, cu studii superioare. Dar băieții tot au studii superioare, toți. Și v-ați dus undeva mai departe să învățați sau nu? Nu. M-am dus la păscut oile la stână, m-am stat păscut vașele la deal vară, în vacanța de vară. Am întâlnit școala 8 clasă, m-am dus prin țăpri și am lucrat 2 ani până la armată și apoi s-a armată. Și așa au fost copilărie mea. Dar de ce nu v-ați dus să învățați? Unde să mă și să vrea tot așa de învățat, trebuie să mă la vaca, cu vaca la plug am mânat și apoi la răluit cu vaca. V-a fost jale de părinți să-i lăsați? Da, cum de ne? Și surori două mai mari, a doilea soră după aceea mi-a mărat și învățat medicină la Orhei. Dar de mult o decedat. Sora și mai mare tot o murit. Dar tot câți frați ați mai rămas în viață? Eu și o soră am rămas.
Sora ieși în sat? Da. Îi lăsam cu șina mai aia. Da. Lăsam așa. Și fratele de-am fost bărbatul și Namaie, fratele. Ce ați sfârșit la viața dumneavoastră? După armată am făcut șofior. Până s-au dat pământurile, dar m-au dat pământurile astea și am luat pământul și apoi. Și am lucrat, am avut și tractor, am lucrat 10 hectare de pământ. Am oameni la lucru, ei, necaz, cheltuia, muncă. Și câți ani ați lucrat șofer? Dar până am lucrat, dacă din 63 până în 90. Ați avut o muncă grea? Am cărat lapte o habă de vreme. Am mașină pe gazon deodată, vă doi, trei ani, până m-am prins molocovoz 1 și a doilea molocovoz, mașini noi le prindem. Și căram laptele de aici la Orhiel. La ce oră vă trezați dimineață? Ei, unul era la 4, la 5. Și mă ducem, până oare când am făcut holodile și de-am era mai văd, dar nu era holodile și... Cum se mai cheamă, mă, și rășea, nu rășea lapte, mă, ultimul timp a rășea și-l încărcam tot odată, așa dacă mă jeva, trebuie să-l și duce îndată. Da, da, da. Dar și era nevoie și unul are două, trei ori pe zi la orice alergă. Și seara la ce ori ajungeați acasă? Ei, unul era la 2 și unul la 1, unul era și mai târziu. Și mai întâmpla așa, că când nu-i gabur, când nu-i apă, când nu-i lungină, sunt de fiecare pe tot locul. Și așa eu, așa a fost viața. Și am mers înainte. Okay. Ce salariu primeați pe atunci? Ei, salariu, dacă aveai 100 de ruble, cum era atunci, 100 era mult. 60, 70 de ruble. Și lucram șafior. Nu știu cum era, că nu salarii mari era. Și ce făceați cu banii? La ce va ajunge? E, tineri și. La copii de sandale, de colțunari, de ce aia, ce aia, că nu cumpără pâine, coșem, restul, cum și am și o carne și o... Și băuturi și mâncare am. Da. Dar din călțat, din brecat. Dar era mult, era puțin pentru dumneavoastră 100 de ruble. Da, dar mergeam așa, că așa. Femeia prea tot 60 de ruble, nu e. Eu 60-70, și așa era leafă atunci. Dar mulți pensionari de vârsta dumneavoastră, domn Pavel, spun că pe atunci 100 de rubli erau bani mulți, da, da? Adică aveau valoare. Da, 100 când prindem un lucram șofer, facem 3 reisuri de sfeclă. De aici la Râmnă, de 2 ori vrem cu jom și ajungem la 100, 110, 120 de rubli. Băi, dar era bani. Oricăram apă la titiun, din noapte în noapte cu țistieră și apă. Și era bani, 100 de rei, 60-70 de rubli, rubli, nu lei. Și așa... Dar mai reușit să puniți acolo ceva deoparte, să economisiți? Nu, atunci nu era echipă. Nu era echipă. Până când am prins a crește și niște scroafe cu pursei și oi avem și bag din ieri, mai vingem bag de brânză, boz de brânză acolo. Și așa vecuiem. Ne-am luat motocică și apoi ne-am luat mașină, vindem bou. Buhai și mai avem pursei de la scroapă, niște curcani, niște gâși, că rămânem capiți și ne-am luat motocicletă și ne-am luat mașină. Dar casa ați cumpărat-o sau ați construit-o? Am construit-o de la pământ negru. Soția împreună? Cu soția amândoi și părinții, ea ei și anii au ajutat. Cu lucru, nu cu bani, cu lucru. Am făcut clacă și am pus podul, dar restul tot cu mânuța, am plătit tot. Și pe unți, și pe ei, și pe ei, și totului tot. Câți copii aveți dumneavoastră, domn Pavel? 5. Băieți, fete? Toți băieți. Să fii sănătoși. Am cătat fete și numai băieți am găsit. Și unde sunt ei? Care? Acel din Grecia, dar mă vine. Acela în Franța, în Italia, ca Valerii, Italia, cu familia. Italia, Grecia? Grecia și doi în Chișinău. Dar mă, cel din Grecia vine tot în Chișinău. Și un Orhimie. Cu dumneavoastră nu aveți niciunul? Niciunul singur. Singur de mult. Dar v-ați fi dorit ca vreun copil să stea cu dumneavoastră în sat? Mezinul ți-a dat cuvântul, tată, eu de aici nu mă duc. Eu de aici când am învățat clasa 10 a 11, tată, deci s-o spun Chișinău, mă duc, mă duc în Universitatea Agrară și tată, eu la Jora nu mai viu. Gata, și nu mai veniți. Cum? Și de sunat îmi sună rar, dar de venit tot vine, dată la 2-3 luni, poate. Ei, cum vine să fac lucrul lor, familia lor. Domn Pavel, dar cât vă este, cât de greu vă este când ați crescut copiii, acum sunt plecați și niciunul nu este cu dumneavoastră? Da, e greu de să faci, dar am telefonul. Telefonul și mă sună și mi-e sună când vine vremea și...
Îmi pui internet, nu-mi pun și nici el, nici telefonul, nu știu cum să mă adresez, nu mi-e gata internet ăla. Mă mai poarești cu visela, că nu pot. E greu. Dar nepoți câți aveți? 5 băieți, 5 norojițe și nepoți. Strănepoți încă n-aveți? Nu. Am o nepoată în Timișoara, lucrează tot la francofonia. E o mare, are mașina ei de la serviciu, vine cu mașina aici acasă, duce înapoi. Și vrea să aranjez acolo, dar n-are de gând să vină aici. Și cât de des vin nepoții, copiii la dumneavoastră? Dacă văd unul, doi la Crăciunul, la Paște, la ziua mea, dar tot nu toți. Și eu nu pot vine, am s-a ocupat unul la băiet, unul învață în Iași, unul în Brașov, nu știu unde, dușcherați. Și el se duce, că e în vacanță, se duce la copii, se vadă copii, dar bunielul, se trebuie bunielul, bunielul. Dar vă dai prostii, mă ajută, vin. Când ultima dată i-ați văzut pe toți acasă, așa, la o masă de sărbătoare? La Crăciun a fost numai doi, cu tot cu femeie. La nuntă, la mezin a fost toți, la nuntă, la mezin, nu a făcut de atât, 10 ani în urmă, dacă nu mai mult. Eu, cum vă spun, am fotografiat atunci și de atunci, rar când îi văd. Dacă ei vin rar acasă, dumneavoastră vă duceți la ei în vizită? În Italia, în Grecia, la Chișinău ați fost? În Grecia n-am fost, în Italia am fost. În 2016, când vreți să iei, m-am luat, mi-a plătit biletul tot Valeric și m-a chemat încolo, am luat biletul și încolo și m-a luat o săptămână așa, acolo, mai gine, vreo 10 zile. Dragii tate, duceți-mă acasă cu voi, prăpădiți timpul cu mine și eu, lucrați voi, dar nu lucrați nici voi pentru mine, dar e gine, vieți multe, dar... Nu vreau să fac povară lor. Mai bine acasă. Acasă, ca aici. Într-o an m-a luat vitea, la anul nou, după 2 ani de atunci. Vine, tată, vine. Băi, vine, te luăm, te ducem, dar dați-mă pași, dați-mă. În schimb, acel din Grecia a venit. Am anul trecut, am ziua de anul nou, am 31. A venit și m-a luat și a doua m-a adus. Hai la șela, hai la șela, hai la cuspe. Dar e greu, da, la vârsta asta, cu mașina cot mai mult, dar e greu, da. Domn Pavel, vreau să vă întreb dacă copiii, nepoți vă ajută? Financiar, vă trimit vreun colet? Colet e că din Italia mi-ai trimit, așa, că sunt chiar ca niște spaghete, macaroane, pască, de ce, niște haine. Băi, de haine am bădat prost și tot îi trimit și mi-i aduc. Mai aduc, dar și aici la Chișinău mă duc haine, băi, deci cât port eu? Nu mă duc nicăiurea, plijancă pe afară, mă patul de vară și... Dar cu bani? Cu bani și nu dureznesc și eu de la dansă-i. Dar ei nu vă dau așa vreun 50 de euro, vreo 1000 de... Nu, acela dacă îmi scapă din Italia, când vine de bani 50 de euro, și tot zic, băi, nu, voi aveți familia voastră, aveți grijile voastre. Hai, tată, că spătale trebuie de cheltuială și aia și aia, dar ce să faci, da? Dar ce sunteți, domnul Pavel, dumneavoastră, când copiii vă ajută? Spuneți dumneavoastră, vă dau câte un 50 de euro acolo când au posibilitate. Că când se le fac cum, povară lor, că când văd că altfel iau, dar dacă au copiii lor, au grija lor cu mânări și le plătesc, și le ce, mulți la dânsă. De unde? Pentru că mulți părinți spun că au crescut copiii, acum e rândul lor să ajute părinții. Sau dumneavoastră nu sunteți de părerea asta? Dacă ar fi să aibă copii ei, aibă lor grijă și mai mai de furcă și cu doctorii încă și iar cheltuială și să... Da, dumneavoastră, le dați așa vreun 500 de lei la nepoței, la... Înainte, când avem tractor, mai facem o capică și mai scăpam eu câte 50 de lei. Uh-huh. Dar cu pensia nu mă n-am de unde. N-am de unde, da. Avem un nepoțel mititeluț și tot dam 50-50 când odată se duce la mașină, vine înapoi, se duce la mașină înapoi. Pune-le, dar nu dai nică. Măi, Gecu, măi, o să rășit bunielul. Da, este aici, am scot una de 20. Nu de asta, buniele. Mai așa de scot una de 10. Nu de asta când a scos, de asta bunele. Dar de 2-3 ani avem, nu știe că nu știe, de asta bunele. Măi, așa e să faci, trebuie să mă îngâi cu ochii. Da. Domn Pavel, dumneavoastră acum aveți 80 de ani. Vreau să vă întreb cât de repede au trecut anii.
Îmi pare că nu i-am. Trecut repede. Repede. Dar m-am odihnând în dămânul soției, dar mai greu, decât am toate lucrurile pe seama mea. Dar ce să fac? O curățenie, am spălat acum. Și mâncare îmi fac totului tot. Regretați de ceva în viață? Dar n-am și... Poate ceva n-ați reușit să faceți? Și puteam să mai fac, dar mă. Mulți spun că un om că trăiește în viață trebuie să facă o fântână, să adească un pom, să facă o casă. Dumneavoastră le-ați reușit pe astea să le faceți? Casa am făcut-o, fântână, iată, am o gradă artezianca, stele 20 și toane de apă, 3 faze. Pomul e că se vă 30, eram în hectare de livadă, pom nu spune că aici, 100 de metri la poartă aici. Și le-am făcut toate. Și nepoți am, și copii am, și... Soții n-am, da, ce să faci? Așa e rostul vieții. Niciodată toți nu ne-am născut, niciodată n-am murit. Toți, Doamne ferește, acum cu Ucraina, dar mai... Da. Mai complicat, da, mă, că mor mulți tare, da, ce să faci? Domn Pavel, dar dumneavoastră când erați tânăr, cât de des vă gândeați la bătrâneță? Că o să ajung și eu la pensie? Nu mai ajung la bătrâneță. Mă gândeam că soții nu... lucru mult, știi, și... Părinții tot ca în tineri au murit, tata a avut 88, dar m-a murit la 60 de ani. Și la socru tot la fel. Și zic, eu murit ei, azi murim și noi de grabă. Dar ce să faci? Dacă ai zile, să zici că am șezut, n-am lucrat, toată viața am lucrat, și eu, și părinții. De mictel am prășit, spun, și porșii am păscut, și oile am păscut, și vacile am păscut, și cârdul colhozului. Dar când erați aproape să ieșiți la pensie, nu vă temeați că și o să fac eu la pensie, cum o să mă descurc? M-am gândit că am să ies la pensie și n-am să fac nică, am să șed numai. Când am ieșit la pensie, dar eram cu pământul, este hei, mai mult lucram ca în tinerețe. Dacă mă duceam cu molocovozul și duceam laptele, două zile avem șoferul de schimb. Duceam unde s-a la Niestru. Mă hodinesc, vine femeie de la lucru, n-am prășit chipierii, mă ucărâi, n-am prășit. Dar eu am lucrat două zile. Dar două zile eu sunt liber. Părere că am gata. Mă ucărâi că ce n-am prășit chipierii. Și-am zis, da, eu am fost, am pescuit ea, că s-a mărțit pește. Duci, dregi peștele tu, n-al dreg eu. Am coasat. Și tot așa. Dar când am boțit, dar cu pământul, este hei, și zi și noapte. Și tot, am oameni, sunt, iar vânem la lucru. Hrănește, cinstește, plătește-le. Așa au fost. Și până în prezent. Tot la fel. Dar cu ce staj de lucru ați ieșit la pensie dumneavoastră? Nu ți-o minte că din... Aveți vreo 30 de ani sau mai mult? Mai mult. Dar pe toată viața am lucrat. Toată viața. Dar în brigada școlărească avem vară 2 ani de zile în cărțica de muncă. Și apoi 2 ani am lucrat pe țepână de armat și armata tot intră în staj. Și restul de atunci până am din 63 care am înțeles la armată și 2 ani înainte de armată. Și până am ieșit la piesă în 2003. Și am plâns, atunci am înțeles la 60 de ani și atunci de la 61 am plâns să ieșim. Și în 63 am ieșit la piesă. Și ce pensie aveți dumneavoastră acum? 2278, atât ai. E mult, e puțin pentru mata? Văd că ești tineri mai mult, ca cum am ieșit eu atunci. Am avut cotă valoric, puternic, mare, că am avut lucru bun și... Am ieșit cu 75 lei atunci și... Și nu aș da o dauză. 3-4%, 7%. Am avut, dacă a dat Dumnezeu, că spun să adaug mai mult și-o păsau, dar... Și eu, când eu dau să am o ia, că a adus la toți care n-aveai 2000, îți 2000. Eu atunci aveam 1700, dar primul am avut 300 până mi-am făcut 2000. Și am de atunci, dar mie când mai adaug, să mă zic la este. Atât. Dar ți ajunge pensia matale de la o lună la alta? Ajunge. Nici că nu cumpăr altceva, nici cât pâine numai. Și cum în altcele. Dacă să-mi remontez dinții, ori se va urul, cataract, ori să remont, nu. Nu.
Domn Pavel, vreau să vă întreb, la ce vârstă v-ați căsătorit? La 26 de ani. Dar soția ce vârstă avea? 20. Dar cum ați făcut cunoștință? Am venit de armată și ne-am întâlnit la maghinele de Arhanghel, la hram. Și la joc am văzut-o și m-am văzut și ne-am întâlnit și ne-am întâlnit de atunci, într-o 2 ani de zile. Și pe 2 ani ne-aș căsătorit. Dar ea de unde era? Din Măhală, de la mine. O sud de metri casa noastră, la părință, unul de altul, așa, și 120 de metri. Dar prin ce v-a plăcut? Ei, așa ne-am plăcut unul la altul. Eu eram șofer, dar era medic. Eu, atunci când termine mântuit ieri școala de medicină din Chișinău și își da de lucru în 67, în 68 februarie ne-aș căsătorit și am făcut și nuntă. Câți ani ați fost cu ea împreună? 57 de ani. Și viața ați dus? E, normal aș duce. Dar ați fost fericiți împreună? De lucrat, am lucrat și eu și ea toată vremea. Dar ea ce lucra? Medic. Am terminat de sanfier și îl spune să se specializeze la laborant. Și e mai ușor și tot greu. Medicul nu pune diagnoză până face laborantul. Haide, băi, m-a chemat. Eu motocic, avem motocic, olan și începem la bolniță să facem analiză la bolnavul și ăla. Și la bolnavul altfel nu pune diagnoză, nu. Dar mă duc și azi în spital, nu-ți mai face analiză. Dacă cere, fac, dar așa nu. Dar ea ce vârstă avea când a murit? 65. Dar ce s-a întâmplat? 67 de ani. Eu am avut dureri la cap, am avut. Și cu inima avea tensiune, permanent tensiune a fost. De la dânsă s-a mutat la mine și am ușat cu aparatul sub cap. Îmi ia și așa aparatul de tensiune toată vremea. Toată vremea. Și tablete, tensiune. M-am specializat că îi punem la coale în vână. Era vremuri ieri, nu camul. Nu merge nici o mașină, nică. Și dacă nu pui injecție, pui la magneziu în vână, eu așa mușchi punem. Unic mor, salvarea nu vine, dar eu măt mare era așa. Și mă specializat, punem injecțiile sângur. E obolit în ultima perioadă, da, da. A făcut operație la Chișinău. La Chiev am dus la centru și ăla care la unde azi. Am vruntat pe 11.000 de euro. Cheltuit banii și așa și peste o an moare. Da, ce să facem? Așa e. Dar cine avea grijă de dumneavoastră? Păi și tot eu. I-au stat la pat? Da. Tatăl meu așa aproape 2. Și dumneavoastră aveți grijă de ea? Are surori și când vine, îl spălam vineri, o sâmbătă, făceam bai, dar vine din trânsul o soră, deci și eu și o băiem, o gătim și apucăm iar la pat. Mă scutim cărușorul pe o gradă, ne cărușor cu roate deschis, să se băiesc și o prângam pe o gradă, să vadă că o gradă, că trezeam medierte la... Dar ea vorbea, era conștient, da, doar că da, nu putea da, să... Da, da, da. Nu am prins nici nu mănânc cu bucat de ani nici nu mâncat, nu mă tingeri și dam cu lingura, cu șprițul pentru dinți să-i dam mâncare. E greu. Și de cât timp sunteți singur? 8 ani de când o deceda și vă 2 ani dacă șesc la pat, dacă poți zic cât 10 de ani. Domn Pavel, cât e de greu când unul dintre soți pleacă și rămâne celălalt singur? De unul rămâne, de celălalt întotdeauna e greu. Viața-i dată, îți trăiești împreună, altfel, mai vesel, dar ce să facem? Ce să facem? Cum s-a schimbat viața matale de când soția nu este? Dar greu, greu să se cunoaște. Se cunoaște că s-a schimbat. Dar ce să facem? Dar mă bucur că băieții mă mai sună, mai vin câteodată. Și... Dar dumneavoastră, de ce nu v-ați recăsătorit sau e mai bine singur? Dar mă, la vârsta asta cui trebuiești, dar mă, necaz. Da. Și n-am încercat, așa spun că... Cu lucru. Lucru pe o gradă, da, mă mai bucur. Cu iepuri, cu mutanii, cu câinii că am și... Dar tot lucru în o gradă, în grădină, mă tau faci. Mă mai ajută, vine nepotul și ăla și mă mai ajută la prășit, că doamna prășit nu e greu tare. La tăiet lemne, cu tașca mea și tașca două de lemne. Vine dar matații și păsări și animale? Da, bă, ceva iepuri, bă, găine acolo. Dar nu ți este greu acum, la vârsta asta pe care o ai mântat? Eu că când fără dânsul, mai greu n-ar și că când mă mai eu. Dimineața am grijă, dau mâncare la câini, dau mâncare la găini, la iepuraș. Și mai fac o leagă de curățenii.
Dar cine îți face, matale, ordini în casă? Cine îți spală hainele? Eu tot sunt vaselist, spăr eu singur. La sărbători mai mari, când de Paște, ori de anul nostru, se întâmplă din nou, mai liber, mai vine un ador, mai mătur, mai scutur, mai fac. Dar așa, mata? Eu singur. Încă ele au familie lor, grijă lor, lucrul lor, dar de sărbători mai vin. Mai ajută și zic. Dar de ce nu v-ați dus dumneavoastră la unul din băieți să stați acolo? Să nu stați singur acasă? Mă cheamă. Cum să lăs? Îmi pare rău să lăs gospodăria așa de animăul. Da, dar lângă băieții e altfel, e că când le fac probleme lor. Așa credeți dumneavoastră? Da. Iau și așa probleme lor, le iau. Am dacă e chicat de tot, noi putem lua clar n-a să mă lese. Dar până și dacă mă mai pot mișca așa, ușetișor. Dumneavoastră nu vă lăsați dus de acasă? Nu. Da. Ați sfârșit aici o viață, ați trăit o viață? Să vindem casa asta, casa îmi trebuie vândută, ca să îngrijiți. Îngrijiți, veniți aici, ea că e niestru, ea că e livadă, e fântână, e apă, pământ. Natură, când vin de la aici, ia și aer curatat aici. Vin aici, ce nu vei? Da. Clar că aici și-ți facă. Dar mă, tată, tu ce faci, domn Pagă? Cu și te ocupi? Ia că mă mut de o parte, alta. Păi deja când mi-e fric, când mi-e soare, ies pe afară. Și acolo plijește buruiană, acolo un copac de curățit, o tufă de zi de curățit. Și așa de mai sus nu mă pot, dar pe pământ, așa în genunchi, mai tai. Tot. Am văzut că aveți și câțiva stupi de albini. Și părinții eu am avut, și de când s-au dus părinții, toată viața am avut. Am avut 50 de familie. Eu mă rămas o câteva, ca când pare să n-am niciuna. Și tot dumneavoastră aveți grijă? Da, pe cine? Eu am grijă. Și de răs, și de alghin, și de... Așa, în două bastoane și n-aveți liniște. Da, când cu două, când cu unul, când în genunchi. Așa, la scaunul, la tufa și de zi, mă duc cu tabureta, cu scaunelul, mă pun socoră. Tot așa mă pore. Dar dacă e scump, tot locul e scump și aici, dar ce să facem? Să dăm flămânzi? Și cum este, așa luăm. A fost situație, a fost zile când v-ați dus și ați luat pe datorii de la magazin. Dar cine să-mi fac mâncare? Eu singur. Dumneavoastră? Da, pe cine? Și vă descurcați? Da, pe cine nu? Aleg niște orechi să-mi fac o cașă, că-i pot și nu mâncăm de fruct. Măligă fac, rășituri fac, borș căzut fac. Eu cu tensiune sufer permanent, sau cel de 10 de ani de zile. Dar am chișoarele tot de pe atunci. Mă duci pe la sanator și nu mi-ajută. S-a mărțit chișoarele la genunchi jos. Dar cât dați lunar pentru medicamente? E, ajung și la 1000 unoare. Vă 4500 după la comunări, lunina, telefonul, tot, să grămăriesc. Și până-și în casă, ajung la lună, să scoară, să buzunare. Mă bucur când vin copiii, mă mai sună, înseamnă că au grijă de mine. Mă bucur. Asta e fericirea dumneavoastră, asta e bucurie. Mai ales când vin nepoței. Asta e pentru dumneavoastră. Dumnezeu să vă dăie sănătate la toți, la tot emisiunea asta și la toți care se ocupă în cercul de lucru, să-i sănătoși. La o viață din pensie îl veți cunoaște pe Pavel Stăvilă din raionul Orhei în vârstă de 80 de ani. O bună parte din viața a muncit șofer, este tata a 5 băieți, a avut o familie frumoasă, iar de 8 ani locuiește singur după ce soția i-a murit. Și câți ani ați lucrat șofer? Am lucrat din 63 până 90. Câți copii aveți dumneavoastră, domn Pavel? 5. Băieți, fete? Toți băieți. M-am gândit că am să ies la pensie și am să fac nică, am să șed numai. Când am ieșit la pensie, dar eu eram cu pământul. Este mai mult lucram ca în tinereță. Și ce pensie aveți dumneavoastră acum? 2278, atât ai. Dar ea ce vârstă avea când a murit? 65. I-au stat la pat? Da. Tatăl meu așa avea aproape 2. Și dumneavoastră aveți grijă de ea? Și de cât timp sunteți singur? 8 ani de când o deceda și 2 ani dacă șesc la pat, că poți zic că-ți zice de-amă. Mi-e bine singur. Da, mă, la vârsta asta cui trebuie ești, da, mă. N-e caz.
Dar cine îți face, matale, ordini în casă? Cine spală hainele? Eu tot singur, vreau să le spăr eu singur. Domnul Pavel, vreau să vă întreb, de unde vă cumpărați dumneavoastră produsă? La magazin. Magazin e aproape. Și când mă duc cu biețele, când cu mașina, când m-am un nepot, s-a trimis să-mi iau și pâine și... Dar la Orhei nu mergeți, la piață? De mult am fost la piață. De mult. A când ultima dată ați fost? Dar nici nu ți-o minte. Mă ducem cu produse de acasă la piață. Copășei, și vindeți acolo? Copășei, oloi, jin, ghere, chiuperi, pătlajele, harburi făcem. Și tot la piață, prin sate vecine. Am un dacă nu pot, dar... Și la magazin cât de des mergeți? Am când îmi trebuie pâine. Dar eu odată pâine pe o săptămână și o pun în frigider și o îngheț și o scot și proaspătă. Și pe lângă pâine ce vă mai cumpărați? Da, brânză, smântână, un pachetel de unt, o conservă mai eu doar de pește de asta și asta, mai schimb mâncarea. Ia, ho. Cum vă par prețurile din ultima perioadă? Dar dacă e scump, tot locul e scump și aici, dar ce să facem? Suntem flămânzi? Și cum este, așa luăm. Dar dumneavoastră vă alegeți produse mai ieftine sau mai calitative, mai bune? Dar mă întreb și acolo cum e. Cum este, așa îl cumpăr. Dar ca așa asta trebuie numai decât clupele este toate lumea, le folosesc. Un pachetel de unt la cea iarăși. Așa. Dumneavoastră ați calculat vreodată cât lunar lăsați la magazin pentru produs? N-am numărat. Nu mi-a duc de-o pune două, i-a duc băieței și așa, dar nu le mai plătesc, scăp cu atâta măcar. Dar sunt perioade când dumneavoastră vă cumpărați mai multe produse și le puneți acolo în casă? Da, mai ales cășurile astea, pachetele și macaroanele și oriezul și alea. Și într-o lună pot eu mai mult, o lună mai sunt el. Și nu mai duc chiar finanțele toate, le număr așa. A fost situație, a fost zile când v-ați dus și ați luat pe datorii de la magazin? S-a fost, eu zic că nu, da. Dar tot m-a stăruit trebuie să mă machet. Da, e o rușine pentru dumneavoastră să luați pe datorii? Că când nu-mi vine ghine. De ce? Și prieteni, și vecini, așa, e magazinele astea, dacă că sunt eu pe datorii, ca că... Păi dacă luați, întoarceți înapoi, nu? Da, am primit pe așa dată, m-am dus, nu a fost cazul așa. De ce v-am întrebat? Pentru că mulți pensionari, din păcate, sărmanii, cumpără, iau de la magazin pe datorii. Prea nu, prea. Dumneavoastră nu? Am avut caz, dar are ori, da, de oră. Ar trecut, dar mai înainte nu. Domn Pavel, vreau să vă întreb, cine vă face mâncare? Dar cine să-mi fac mâncare? Eu singur. Dumneavoastră? Da, pe cine? Vă descurcați? Da, pe cine? Dar un bărbat gătește mai bine decât o femeie, sau nu? Bă, da, prost, e pentru mine. Care și cum vine, ce vreau să mă taci mâncare bună, ce? Nu mă ocără nici nu că fac mâncare rău. Am niște nepoți, mai vin toată, nu știu. Și al tata să ia pauă la mătace. Tata nu face, e tot singur un nepot, am aici în măcară. Și tata nu face așa mâncare. Fă tu!
De el de urs nu face nimic, are 50 de ani, nu face nimic. Mâncarea nu face. Prăjește ouă și cartofi, mai mult nu face mâncare. Aleg niște orez și-mi fac o cașă, că-i pot și nu mâncăm de fruct. Dar cât de des dumneavoastră faceți mâncare? Tonerea fac în toate zile, dar într-o zi fac și toate zile. Dacă fac și un el de boș, îl pui în holodilnic și se trechine cu două, trei zile. Și din frigidiere, nu are și în gheață. Gătiți și lăsați acolo pentru mai multe zile. Da, da. Dar și gătiți mai des? Da. Tot subșoar, mă șerp fasole, mă șerp nahut, cașă de orez, cașă de ovăz, de asta de fulgi de ovăz. Și puteți orice fel de mâncare să gătiți? Găluși nu fac, dar le fac fără să-i împletesc. Pui orez, bulgur, o șapă, morcă acolo și... Dar rășituri, mămăligă? Măligă fac, rășituri fac, borș căzut fac. Asta fac la Crăciun. Mai tai câte o rață, o bucată de carne și fac scăzut, curiești murat îmi fac singură, campot îmi fac singură, povirlurile se le fac singură, am povirlă de pej, povirlurile de alicoasă le fac singură. Asta nu e greu cu purtatul, ăsta când mă duc în bești trebuie să ies în genunchi. Nu. Dar ați început să gătiți după ce a murit soția sau? Și cu dânsa facem. E dacă uneori avea, când crește gemeni și ea, unul pe o mână și unul pe unul vrea ieși de sub dânsa de fără mâncare. Doi avea mai măreșori, dar ieșea gemeni, de cum ea și... Băi, fă curățenie, fă mâncare, de dâns, să ai grijă. Când au împlinit gemenii un an de zile, s-au stat specializații de la sanitară, fer și s-au stat la laborant. 4 luni de zile la Chișinău, eu cu dânsa acasă, toți 4. Când vine soacră mea la mine și îi spuneam că sare duși cu lapte, nu mă duc, dar mă sunt dimineața. S-a luat hăinițele, s-a răzdușit ca vântul, când am era sătul de dânsă, 4 și 2 zile de ea cu dânsă. Și dar eu rămâneam. Și nu fă mâncare, îngrijești, fă focul, fă cald, grada. Dar care e mâncarea ma tale preferată, domn Pavel? E? Și vă place mai mult să mâncați? Eu cașa de ovăz toată vremea o fac. Și dacă încășești niște ouășoarele, mai șerb, mai brânză, smântână. Dar mă ta amuță e post. Da. Da. Și tot postul? Mă stărui, măcar zic, săptămâna și la început și dar așa miercurea și vinerea. Zic, am bătrân și da, poate eu știu că și părinții așa zice, băi, dacă mai postești, mai faci rugăciuni, mai rogi la Dumnezeu, te mai ajută. Dar așa dacă îi mâncași de fruct și îi lași batâncă și nu îi faci focul, numai care să te dai ai să mori de ori de frig, ori de foame. Da, de exemplu, dimineață, ce mâncați dumneavoastră? Iar că și ieri am făcut cașă de ovăz. La anează? La anează dăm tot cașă de șeia, dăm salată, îmi fac salate de patajele, gogoșare. Și țară? Băi, și am și nahut și ierb și am bugetat într-un holodilic, mă tinchi la vreo ceva aleac și ceaiul, cofe, campot. Mâncați mai bine până la pensie sau acum la pensie? Da, tot atâta. Nu mă stăruc că să mănânc mult tare, să așa infile și agunie. Dar pensia îi permite să mănânci bine unui pensionar sau nu? N-aș crede, tocmai că zic, ne-am cumpărat și de ce e, nu. Să înțeleg că dacă dumneavoastră n-ați avea o găină, un iepuri, pe lângă casă... Să cumperi toate iețele, dar uita, e complicat. Nu v-ați descurcat cu mâncare? Mai greu. Fasulă, cartofă, dar în stomacul e aperat și... Cum odată am greșit cu mâncarea, gata, și jigăraia și rău și... Dar ce sunteți dumneavoastră, domn Pavel, că... Ați trăit o viață cu soția, ați crescut 5 copii și singur vă puneți la masă și mâncați. După așa ne vedem rândul și să facem. Așa e soarta vieții. Dar mă prăjezi cât aici pe fotografie, pe... Da. Altfel și... Așa e soarta. Și nu numai eu. Sunt mulți de aici. Sunt mulți de aici în Republică, da, așa. Și lumea întreagă, da, ce să facem.
Domnul Pavel, dumneavoastră sunteți pensionar în Republica Moldova. Vreau să vă întreb dacă sunteți fericit. După situația de amul e bună așa, dar mai bun nu așteptam de amul. Dar, Doamne, de amul cu viitor, de amul să știi, poate că îmi trai Europa, îmi trai mai bine, de amul cu așa, mărginim la ceea ce aveam. Dar pensia vă face fericit când o primiți? Da, păi clar, că care nu se bucură când vine o capică, când... Da, dar ce să facem, de amul, facem. Dar ce pensii v-ați dori dumneavoastră ca să vă ajungă pentru toate și să mai puneți acolo ceva deoparte? Ca și măcar dublă. Vreo 5.000? Cu 4-5.000, da. Credeți că o să faceți față cu 5.000? Îi dăm după când nu mă duc să cumpăr nici loitre la căruță, nici zapcească la mașină, dar nu cumpăr nică. Da. E să facem, da. V-am văzut că îmblați în baston. Cu sănătatea, cum o duceți dumneavoastră? Eu cu tensiune sufăr permanent, sau cu de 10 de ani de zile. Dar am chișoare tot de pe atunci. Mă duc la sanatoriu, nu mi-a ajut în chișoare. Am urțit chișoarele la genunchi jos. Dar de ce? Sunt roz gârșit să l-am mergeoare rost, da, mă. Și da, mă, să fac operație, o să fie târziu, da, mă. La vârsta mea, o să fie inima slabă și nu se recomandă. Alte probleme de sănătate? Inima, operat stomacul e operat și tot. Ulea că am greșit mâncarea, gata, jăgăraie, gata, durere, gata. Salvarea, o chem de ies. Am sătui de mine, da, mă. Acum la bătrâneți toate se adună. Toate se adună, da, ce să facem, da, mă. Da. Probabil stați mai mult pe medicamente. Permanent. Dar cât dați lunar pentru medicamente? Ajung și la 1000 uneori. Dar nu-l mai țin minte toate. Am văzut aici că aveți mai multe pulși. Numai tensiunea poda prostă ca să îi le dă cu recete compensate. Și dacă dați 1000 de lei pe medicamente, rămâneți din pensii cu 1000. 1000 și o leagă. Vă 4500 după comunăși, lunina, telefonul și tot se grămădesc. Și până-și în casă, ajungi la lună să scoară, să buzunare. Dar la medici mergeți des? La consultații? Da, și cu ochii și cu inima mă duc și cu chișoarele. Și gratis sau plătiți? Nu plătesc la... Asta la medicul de familie mă duc, nu-i plătesc. Dar la Orhei când mergeți? Da, la Orhei în șase spital tot n-am plătit. Când stăm în spital, dar n-am stat. Am stat cu ochiul ăsta iară, cu ochiul ăsta, dar tot sandurul, nu știu, și cataractă. Asta n-am plătit nică. Vreau să vă întreb dacă primiți ajutor din partea statului, pe lângă pensia pe care o aveți. Căldura mă primesc. Păi 700 le primesc astea. Dar anul trecut o mai dat și 1500 de lei. Și le mătinc le-am luat. Alte ajutoare nu primiți? Nu. Văd că mai faceți foc cu dumneavoastră. Cu ce încălziți casa? Lemni. Și ați avut pentru iarna asta lemni? Da, am șamu. Ați cumpărat? Am avut cumpărate mai de mult. Șamu am prărit copașii și-ai corăț. Așa am brațuri de crangă și-o folosesc și o grin și... Jita asta, subșor și la cotlon și aici nu pui numai plioncă în casă, în soba. Plioncă nu pui sosnă, nu pui că să nu bat soba cu zgură de așa cum se mai cheamă. Da. Pui mă lemne tare. Domnul Pavel, trecând peste toate greutățile, trecând peste vârsta pe care o aveți dumneavoastră, ce vă face acum fericit? Mă bucur când vin copiii, mă mai sună. Înseamnă că au grijă de mine. Mă bucur. Asta e fericirea dumneavoastră, asta e bucurie. Mai ales când vin nepoței, vin doar băieții. Dar unde sunt băieții? La școală. Bă, voi nu vine, dar ei pe dâns să-i văd. Pe dâns, bucuros când vine. Dar ce să facem? Îți dăm smărișori, dar mă, aici ce-i mai miteică. Și dăm la școală, dar mă. Domn Pavel, știți că noi avem un cadou pentru dumneavoastră? Jurnal TV, împreună cu Asociația pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului, vine cu un suport financiar pentru dumneavoastră de 5.000 de lei. Bă, dar prost. Asta e pentru dumneavoastră. Dumnezeu să vă dă sănătate la toți, la tot emisiunea asta și la toți care se ocupă în cercul de lucru și sănătoși. Vrem măcar o lună să vă fie bătrâneța mai ușoară. Bă, dar prost. Ce o să faceți cu banii? Dacă știți, mă să-mi fac operații la ochiul ăsta, așa, la a doilea și
dinții să trebuie schimbați, că peste țări și-a dus chin la zeci și să-mi scad toate maxilare, toate organele, toate ghezi, dar mă trebuie să le schimb. Când alergând prin gură, trebuie să fac alții, dar acolo fără bani nu face nimeni, nici pe compensat, nică. Să folosiți banii așa cum credeți dumneavoastră. Boda proste, boda proste. Dumnezeu să vă dăie sănătate la toți. Mulțumim și multă sănătate și dumneavoastră și mulțumim că ne-ați primit în casa dumneavoastră. Atât pentru astăzi. Cum e să trăiești doar din pensie, ați auzit și dumneavoastră de la Pavel Stăvilă din Raionul Orhei. Cu voi a fost Adrian Prodan la O viață din pensie. Ne revedem sâmbăta viitoare la aceeași oră. Să aveți o viață liniștită și lipsită de griji.